reverență să ne apropiem de Cuvântul Sfânt, care găsim la Luca, capitolul 2, versetul 8. Luca, Evanghelia după Luca, capitolul 2, de la versetul 8. Știm Cuvântul Domnului. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de straje noaptea împrejurul turmei lor. Și atunci un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul le-a zis, nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții, haideți să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum li se spusese. Amin. Veniți-o pe pas, locurile. Deși nașterea Domnului Iisus Hristos privită în ansamblu este așa învăluită într-o simplitate care te dărâmă. Nu poți să înțelegi cum Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, s-a coborât în chipul acesta umil și s-a coborât în trup de om. Și atâta de parcă simplă scena aceea și când citim aici, e așa, clar. Dar în spatele acestei simplități este o uimire, o mirare, o puternică lucrare a lui Dumnezeu care s-a făcut. Întruparea Domnului nostru Iisus Hristos. Nu poți să nu rămâi uimit de întruparea Domnului Iisus Hristos. Oamenii sunt șocați când vorbești despre nașterea din nou. Când le spui oamenilor că Dumnezeu vine să locuiască în trupul acesta muritor, în noi, în ființa noastră și face din noi un templu al Duhului Sfânt, oamenii se uită și zice, ei, măi, e prea tare. Stai un pic, lucrurile sunt prea serioase, lucrurile devin prea mărețe, prea mari. Nu vă mirați, nu vă temeți, mirați-vă, dar nu vă temeți. Este realitate a faptului că Dumnezeu vine să locuiască în inima omului. El este numit Emanuel, Dumnezeu cu noi. Cel care vine din înaltul celor, din slava celor, vine să locuiască împreună cu Cel pe care l-a creat, în care și-a pus chipul, dar care a fost alterat prin acceptarea păcatului în viața omului. Chipul acela lui Dumnezeu a fost alterat. El vine să restaureze și să aducă din nou slavă. Ceea ce a fost dezbrăcat altădată prin păcat, prin neascultare de slava lui Dumnezeu, Dumnezeu vine să aducă din nou slavă lui. Vă aduceți aminte cortul întâlnirii? Vă aduceți aminte templul? Momentul acela în care cobora șechina slavă lui Dumnezeu, venea și umplea tot locul acela și era prezența lui Dumnezeu acolo. Câtă uimire era în popor, câtă era o stare în care oamenii priveau spre umbrele care urmau să vină. Și la un moment dat, umbra care urma să vină, Hristos, adevăratul, cel care trebuia să umple templul acesta, a venit și vine să locuiască în inima omului. De aceea este uimire. Când vorbim despre nașterea din nou, este uimire. Când vorbim despre nașterea Domnului Iisus Hristos, este uimire și mai mare. Și este extraordinară întruparea Domnului Iisus Hristos. Însă, uimirea aceasta poate să ajungă stearpă dacă nu este însoțită de credință. Putem să ne uimim, putem să spunem, wow, ce lucruri extraordinare sunt! Și le vedem. Dar dacă acestea nu duc la credință, pot să fie în zadar.
Stearpa este lumirea care nu sfârșește în credință și nicio lumină nu este de ajuns pentru ochiul care nu vrea să creadă, pentru ochiul care nu vrea să se lase. În ghilimele spun, ademenit de cuvintele pline de har lui Dumnezeu. De aceea, iubiți frași și sorori, iubiți prieteni, în această zi, îndemnul meu este să vă deschideți inima spre lucrările minunate lui Dumnezeu. Spre ceea ce Dumnezeu a făcut. Lăsați ochiul deschis. Priviți bine, priviți deschis la planul de mântuire al lui Dumnezeu. Și numai așa ne putem bucura de roada întrupării, de lucrarea minunată și măreață a întrupării Domnului Iisus Hristos. De aceea, slava celui de-al doilea templu, prin prezența Domnului Iisus Hristos acolo, a fost mult mai mare. Domnul Iisus Hristos, altădată era o prezență simbolică, însă Domnul Iisus Hristos a fost adus la templu. Și acolo Simeon și Ana prorocesc. Simeon spune, l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis, acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta. Deschideți ochii larg în această zi, să vezi mântuirea lui Dumnezeu, pe care a pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile. Ce minunat este că nu ne-a uitat Dumnezeu și pe noi. N-a lăsat numai poporul Israel să fie cuprins de binecuvântările cerești, ci neamurile toate să fie luminate. Și slava poporului tău, Israel, tatăl și mama lui spune, se mirau de lucrurile care se spuneau despre el. Câtă umilie a creat, a dus Domnul Iisus Hristos la nașterea lui. Câtă mirare! Toți se minunau, toți se uitau înspre ceea ce face Dumnezeu în clipele acelea pentru poporul Israel și pentru noi. Gândul meu și inima mea poate să spună astăzi, binecuvintează suflete pe Domnul. Și nu uita nici una din binefacerile Lui. Asta e una dintre cele mai mari binefaceri ale Lui Dumnezeu pentru omenire. Intrarea în lumea a Domnului Iisus Hristos. Întruparea Lui. Cel din veșnicie. Cel care nu putea să fie și nu poate fi ținut de timp, de spațiu. Se limitează de dragul nostru. Slavă Lui Dumnezeu! Amin. Slavă Lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui. Este o imagine atât de frumoasă și bogată în cuvântul Scripturii. Este imaginea aceea a viței. Eu, spune Domnul Iisus Hristos, sunt vița. Vreau să vedem ce se întâmplă cu vița aceasta. Înainte de asta, aici în Luca, vedem cum cerul. Și este o pendulare între cer și pământ. Între ceea ce este veșnic, ceresc, și ceea ce este pământesc. Și este necesară remediu, restaurarea. Și în pendularea aceasta vedem frânturul din gloria cerului. Această dimineață, cuvintele mele sunt prea slabe. Însă vreau ca Duhul Dumnezeu să însoțească mesajul acesta. De fapt, Duhul Dumnezeu să lucreze și să descopere pentru noi, măcar un clipei, din ceea ce înseamnă întruparea Domnului nostru, Iisus Hristos. Sunt câteva cuvinte extraordinare. Domnul mi-a vorbit prin ele zilele acestea, săptămânile acestea, Psalmul 85. Sunt cuvinte extraordinare. Tu ai fost binevoitor cu țara ta, Doamne. Ai adus înapoi pe prinși de război al lui Iacov. Ai dat la o parte tot ceea ce îi robia, tot ceea ce ținea, tot ceea ce ne ținea. Diavolul a ținut lumea aceasta și ține în păcat, în neascultare. Spunea, ai iertat nelegiuirea poporului tău, i-ai acoperit păcatele, ți-ai abătut toată aprinderea și te-ai întors din înțimea mâniei tale. Haideți să privim un pic despre ceea ce era în cer. Ce se petrecea în cer? Pe pământ vedem acolo magii, păstorii vin și se închină înaintea pruncului, la iesle. Vedem pe Maria și Iosif uimiți de lucrarea extraordinară, de neconceput la mintea omului, a ceea ce a făcut Dumnezeu în Maria și cum l-a dus pe Iisus Hristos în lumea aceasta. Și toți ceilalți se minunează și sunt cuprinși de uimire. În cer spune, ai iertat nelegiuirea poporului tău, ai acoperit toate păcatele, ți-ai abătut toată aprinderea. Pentru păcatele noastre, Dumnezeu s-a aprins de mânie și se aprinde de mânie. Ți-ai abătut toată aprinderea și ți-ai întors din înțimea mâniei tale. Întoarce-ne iarăși Dumnezeu mântuirii noastre, încetează-ți mânia împotriva noastră. Și când se întreabă să spui, în veci te vei mânia pe noi, în veci îți vei lungi mânia. Și asta era întrebarea cerului și asta era întrebarea pământului. În vremea aceea, pe cine să trimit? Cine va merge pentru noi? Iată, mielul. Iată cel care este din seminția lui Iuda.
Nu ne vei înviora iarăși pentru ca să se bucure poporul tău în bine? Arată-ne, Doamne, bunătatea ta și dă-ne mântuirea ta. Amin. Amin. Doamne, dă-ne mântuirea ta. Eu voi asculta, zice Dumnezeu Domnul, căci El vorbește de pace poporului său și fiilor lui, numai că ei să nu cadă iarăși în nebunie. Și aici versetele care mi-au mișcat inima. Da, mântuirea Lui este aproape de cei ce se tem de El. Pentru ca în țara noastră să locuiască slava. El vrea să ducă pe mulți la slavă, la gloria cerească, la ceea ce ne-a menit Dumnezeu să fim, copiii lui Dumnezeu. Bunătatea, aș spune, și credincioșia se întâlnesc gloria lui Dumnezeu. Bunătatea și credincioșia se întâlnesc. Dreptatea și pacea. Dreptatea și pacea. Și ce se întâmplă cu ele? Se sărută. Domnul ne va da și fericirea. Și pământul nostru își va da roadele. Credincioșia sau adevărul, cuvântul care este folosit aici este cuvântul adevărul. Adevărul răsare din pământ și dreptatea privește din înălțimea cerurilor. Încercați să vedeți pendularea aceasta între cer și pământ, între slava cerului și ceea ce vrea să fie cuprins de pacea lui Dumnezeu pe pământ. Dumnezeu lucrează și face lucrarea aceasta. Și aș vrea ca să înțelegem că Iisus Hristos, vița, este chemat să fie plantat. Cei care cunoașteți un pic în domeniu, vița nu poate fi, nu te duci să o pui sămânță, să pui sămânță să iasă viță de vie, ci vița de vie se plantează. Vița de vie se plantează și Dumnezeu, viță din viță adevărată, vița lui Dumnezeu din adevărata viță, Dumnezeu din Dumnezeu, este plantat, este așezat în pământ, în vântecele Mariei, Fecioarei Marie. Este așezat acolo. Cel care este din cerul, El n-a venit și acolo a fost procreerea. Nu acolo s-a născut Domnul Iisus Hristos, ci El, Fiul născut din veșnicie al lui Dumnezeu, a fost așezat. Așa cum pui o viță, o ramură în pământ și ea crește. Așa a fost așezat Domnul Iisus Hristos. Vița izvorâtă din viță. Vița aceasta, în primul rând, trebuia să fie plantată. Apoi vița aceasta trebuia să înmugurească. M-am tot întrebat de ce imaginea aceasta, Iisus vița. Că nu e așa de specială parcă vița. De ce n-a spus Iisus cedru, nu? Copaci palmici speciali. Iisus stejarul. A zis Iisus vița. Vița e cea mai slabă dintre arbuști. Are ulmi care să se agață, să stea cumva. Vița este cea mai sărăcăcioasă scoarță. N-are ceva extraordinar de aspectos în exterior. Parcă are prea puțină valoare în exterior. Gândiți-vă un pic la Iisus Hristos. La modul în care a venit El pe pământ. Vița aceasta, dintre toți arbuștii, însă este cea mai roditoare. De aceea spune Scriptura, o viță roditoare. Iisus Hristos este acea viță, viță roditoare. Și vița aceasta, după ce e plantată, vița aceasta îl mugurește. Vița aceasta se naște. Mugurirea aceasta este nașterea care dă mai apoi floarea și apoi aduce roada. Frumusețea întrupării Domnului Iisus Hristos este că Iisus Hristos se naște. Adevărul spune, va înmuguri pe pământ. O, adevărul era în cerul. Dar adevărul a venit să înmugurească pe pământ. A venit să ia ființă pe pământ. Slăviți să fie numele Lui. Sfaturile Lui Dumnezeu. V-ați gândit la momentul acela, la slava Lui Dumnezeu, momentul în care omul cade în păcat. Și este un sfat acolo. Este o discuție. Cerințele par să fie contrare multelor sale atribute. Atributele lui Dumnezeu, care par să se contrazică în momentul acela, în sfatul acela. Însă înțelepciunea lui Dumnezeu a găsit o cale nespus de frumoasă, nespus de bună. Deci care a fost propunerea? Iisus Hristos. Iisus Hristos a fost soluția. Iisus Hristos a fost soluția. Mila spune și adevărul se întâlnesc. Mila și adevărul se întâlnesc, dreptatea și pacea se sărută. La nașterea Domnului Iisus Hristos,
lucrurile ce se întâmplă. Priviți un pic înspre cer. Uitați-vă în cer. Erau atributele acestea lui Dumnezeu. Și par să stea una în fața celelalte. Și să aibă un dialog. Copiilor le place imaginația. Încercăm să mergem un pic cu imaginația înspre ceea ce a fost în cer. Dar însoțit de cuvânt. În sfatul pe care l-a avut Dumnezeu. Nașterea lui Hristos. Fița aceasta trebuia să mugurească. Adevărul. Adevărul este Iisus Hristos. Înmugurirea este nașterea. Și pământul este femeia în care se naște Domnul Iisus Hristos, prin care se naște Domnul Iisus Hristos. Pământul trebuie să dea din el, spune versetul 8, mântuirea. Și ne-au întrebat cum să dea pământul mântuirea. Iată că sămânța aceasta, care a fost profețită încă din Genesa, a străbit capul șarpelui. Sămânța aceasta, David, sămânța aceasta, deci de jos, ceea ce Dumnezeu era sus. Dacă ar fi să ne uităm la primul Adam și la al doilea Adam, este o asemănare. Primul Adam, Adam, cel care n-a fost născut, dar a fost adus. A fost creat din pământ. Al doilea Adam este adusă sămânță divină. Este adus Hristos, Domnul, care se întrupează în Maria. Prin Maria. Cuvântul spune s-a făcut trup. În Geneza spune să facem om. După chipul și asemănarea noastră. Cuvântul s-a făcut. S-a făcut trup. Și l-a luat printre noi plin de har și de adevăr. Mesia s-a născut. Îngerii mărturisesc. Steaua așteaptă. Profeții prevestesc. Demonii recunosc. Miracole îl proclamă. Înțelepții îl caută. Cerurile și pământul răsună de vestea aceasta minunată. Adevărul a înmugurit pe pământ. Adevărul a înmugurit pe pământ și acolo, în slava cerească, este un dialog. Știți care este efectul nașterii Domnului Iisus Hristos? Însăși dialogul acesta s-a uitat, spune, dreptatea privește de înălțimea cerurilor. Până atunci dreptatea nu putea să privească spre cer, spre pământ. Dreptatea nu putea să privească mișeria omului, inima nespus de rea și dezlătăjuit de înșelătoare. Păcatul. Dumnezeu nu poate să privească păcatul. Este atât de curat, este atât de sfânt, încât nu poate să vadă păcatul. Și la nașterea Domnului Iisus Hristos, dreptatea privește spre pământ. Privește și acel privește de sus, spune, dreptatea privește de sus. Vorbește și are ideea aceasta cu ea. Creează o fereastră. O fereastră între cer și pământ, care se poată privi și a privit înspre noi. Dumnezeu. S-a uitat la noi Dumnezeu și a trimis pe Fiul Său de noi o priveniște extraordinară. Spune Petru, îngerii doresc să privească, îngerii doresc să vadă slava aceasta, lucrarea aceasta. Și înainte, dreptatea nu putea să privească pământul. Ochii erau atât de buni încât nu putea să vadă legirea și dreptatea dorește să privească înspre ceea ce poate să o satisfacă pe ea. Vedeți, dumneavoastră, era pe de o parte dreptatea lui Dumnezeu și era pe de altă parte mila lui Dumnezeu. Cum puteau să se împace lucrurile acestea? Dumnezeu nu se poate rupe. Nu putem spune că atributele lui Dumnezeu s-au fărâmițat așa, unul într-o parte, unul în alta. Dar în ce ne privește pe noi ca oameni, în natura lui Dumnezeu nu s-a învățit. Dar în ce ne privește pe noi ca oameni, dreptatea s-a dus într-un colț și mila în alt colț. De dreptatea aceasta se uită spre pământ. Și ce putea să vadă decât pe Iisus Hristos? Și să se vadă în Iisus Hristos. Și în El este neprihănire, în El este dreptatea. Și acolo s-a văzut. În nașterea aceea curată, în viața sfântă, în moartea nevinovată, a văzut dreptatea lui Dumnezeu. Și s-a uitat acolo. Însă, este o întâlnire. Este o binecuvântată întâlnire. Vedeți, dumneavoastră, mila este cea care a ieșit prima la discuție. Nu totdeauna iese mila. Prima e mila. Mila vine și nu se uită la om. Nu se uită la fața omului. Nu se uită la păcatul lui. Ci mila se uită la suferința care este în urma păcatului. Se uită la starea jalnică a omului în care se găsește omul. Și mila este prima care zice, Doamne, te vei dezice tu de poporul acesta? Te vei dezice tu de omul pe care l-ai creat? Îl vei lăsa tu pradă morții? Îl vei lăsa tu pradă iadului veșnic? Doamne, vei face tu lucrul acesta. Poți să, să te laude morții. Pot cei care sunt pierduți pentru veci de veci să-ți mai aducă ție slavă. Și mă gândesc la mine aceasta care a intervenit, a pledat pentru om.
Și a zis, tu ești un Dumnezeu milos, bogat în îndurare, milostiv. Uitați-vă, în cuvântul tot în Luca, la un moment dat este vestirea lui Zaharia. Spune că și va fi. Spune așa cuvântul. Versetul 78, capitolul 1. Să dai poporului tău cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatului lui, datorită marei îndurări a lui Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat soarele, care iese din înălțime. Domnul Iisus Hristos, soarele, care iese. E vina, e îndurarea lui Dumnezeu. Și lucrurile acestea nu puteau fi trecute cu vederea. E calitatea, e atributul lui Dumnezeu extraordinar. Mila, care a început să privească și să vedeze. De aceea, s-a creat o distanță. Dreptatea pe de altă parte a spus, eu nu pot. Nu pot. Dacă mila își cere drepturile și spune, omul să poată fi iertat. Dreptatea spune, eu nu pot. Păcatul trebuie pedepsit. Dreptatea și adevărul vin și spun, trebuia să se audă adevărul foarte tare, la fel ca și mila. Și adevărul vin și a spus, păi, ce s-a întâmplat cu omul? A căzut? Domnul Dumnezeu a zis să nu. Și omul a căzut în neascultare. Și Dumnezeu a zis, în clipa în care vei mânca din pom, vei muri. Adevărul este adevăr, nu se poate schimba. Și adevărul și-a susținut punctul de vedere. Dreptatea și el. Și mila pe de altă parte. Parcă văd pacea. Care stătea între toate acestea. Și nu știa ce cuvânt să mai spună. Să le aducă împreună, să le împace. Să creeze atmosfera aceea. Unitatea aceea. Să nu credeți că vorbesc despre o disensiune a Dumnezeu. Dar ce vreau să spun este că toate aceste elemente, la venirea Domnului Iisus Hristos, parcă stăteau separate. Parcă stăteau unul într-un colț al altuia. Și este momentul întâlnirii. Efectul nașterii sale s-a uitat. Și dreptatea, s-a uitat și adevărul. S-a uitat și mila și este întâlnirea aceea. Acordul tuturor atributurilor lui Dumnezeu. Începe inima lui Dumnezeu să lucreze la mântuirea omului. Plata păcatului este moartea. Dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Și așa că mila Mila putea zice că s-a dus la mame. Unde putea să fie milă decât acolo unde este atâta mare nevoie milă de milă decât între mame. Dar cei care sunt atât de chimiți de păcat, înrobiți de păcatul, acesta diavol pe care l-a adus, dreptatea și adevărul trebuie să coboare. Dreptatea să privească de ce adevărul să mugurească. Și toate acestea, frumusețea este că la nașterea Domnului Iisus Hristos, la întruparea Domnului Iisus Hristos, toate acestea se unesc în Iisus Hristos, Domnul. Toate acestea le găsim în Iisus Hristos. Și când a privit dreptatea de sus din ceruri, a văzut că Hristos este mila. Zaharia a prorocit și am citit mai devreme că după îndurarea lui Dumnezeu, Dumnezeu a făcut lucrul acesta și în alt loc, Dumnezeu Tatăl este numit Părintele Îndurărilor. Așa că mila este Fiul, este Fica lui Dumnezeu, este Domnul Iisus Hristos. Hristos este mila și se regăsește în El. Apoi s-a uitat și a privit că Hristos este ce? Ce altceva decât adevărul? Ce a spus Iisus Hristos despre sine? Eu sunt calea, adevărul și viața. Iisus Hristos este adevărul. Adevărul în sine, adevărul în nume, în natură, în slujbă, adevărul. Este Iisus Hristos. Dumnezeu își trimite mila și adevărul, spune Psalmul 57. Apoi spune în Psalmul 61, Dumnezeu pregătește mila și adevărul. Cum să le aducă Dumnezeu împreună? Iată că a găsit soluția. Iată că Iisus Hristos este acela în care se regăsesc și mila și adevărul. Apoi, spune tot în Ioan, găsim lucrul acesta. El a venit și a lucrat prin noi plin de har și de adevăr. El a dus harul. A dus adevărul la noi. Adevărul trebuia și el să se vadă. Mila trebuia să se vadă și acestea s-au văzut în Domnul Iisus Hristos. Hristos este dreptate, este neprihănirea. Iată numele pe care îl vor da Domnul. Dreptatea noastră, spune Ieremia. Și găsim așa alte texte, Maliahi și 1 Corinteni 1:30. El a fost făcut pentru noi ce? Dreptate, neprihănire. El este neprihănirea noastră, Domnul Iisus Hristos. Și Melchisedec nu se traduce altfel decât împărat al dreptății. Cel care a fost un prototip pentru Domnul Iisus Hristos, împărat al dreptății. În
Hristos era toată dreptatea și este toată dreptatea, să lăviți să fie numele Lui. Hristos este adevăr, este dreptate, este milă. Și mai este Hristos? Este și pacea. Și a dus toate lucrurile împreună. Hristos este pacea noastră. El este pacea noastră. A îndepărtat zidul de la mijloc care despărțea și a făcut din cei doi unul singur. Isaia 9:6, prinț al păcii. El aduce pacea în lume. El aduce pacea între oameni. Slăviți să fie numele Lui. Hristos este pacea și este împărat al Salemului. Tradus, împărat al păcii. Iisus Hristos, în El să regăsesc toate acestea. Și dacă altă dată stătea cerul să privească ce se va întâmpla cu omenirea aceasta, unii îngeri se țăutau, priveau și nu știau ce va fi cu lucrurile acestea. Toate lucrurile acestea s-au întâlnit în Iisus Hristos, Domnul nostru. În El se împace totul cu sine, spune Scriptura. Prin El. Prin cine? Prin Mesia. Cel promis. Adevărul care s-a împlinit. Domnul Iisus Hristos. Adevărul care a înmugurit. Atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, Domnul Dumnezeu a vrut să se împace totul cu sine, prin Iisus Hristos, tot ce este în ceruri și tot ce este pe pământ, să se împace cu sine. La împăcare, Dumnezeu ne cheamă și astăzi și omul să se împace cu Dumnezeu. Vița aceasta avea nevoie să fie plantată. Vița aceasta avea nevoie să înmugurească și adevărul a înmugurit să lăviți să fie numele Lui Dumnezeu. Și vița aceasta mai trebuie să se întâmple lucru cu ea, înainte să rădească. O viță ce trebuie să facă? Să înflorească. Și ce a putut să înflorească altfel, dacă nu, caracterul Domnului Iisus Hristos. Modul în care El s-a revelat, a revelat dumnezeirea, a descoperit slava cerurilor la noi pe pământ și a înflorit. Și îl vedem pe Domnul Iisus Hristos. Oamenii se uită la El și zic, nimeni nu vorbi niciodată ca omul acesta. Cuvintele Lui înfloresc. Cuvintele Lui sunt belșug. Cuvintele Domnului, mireasma aceasta, o mireasmă care la început a dat struguri acri, spune Scriptura. O mireasmă care la început a dat struguri acri. Oamenii s-au răzvătit împotriva Lui Dumnezeu. Oamenii, deși au ascultat cu Dumnezeu, s-au împotrivit lucrurilor acestora. Dar mai târziu, slăvit să fie numele Domnului, acești struguri acri s-au îndulcit. Acești struguri acri s-au copt și a venit o vreme în care Domnul Iisus Hristos a fost așezat în deasul mâniei Lui Dumnezeu. Și strugurile acestea au fost zdrobiți și a țășnit sânge. Și sângele acestea a curs pentru spălarea păcatelor noastre, pentru iertarea noastră. Ce minunat Dumnezeu avea! Dumnezeul acesta, a căror flori am putea să enumerăm câteva, e violeaua aceea smerenie, crinul castității, trandafirul răbdării, și alte lucruri care îl caracterizează pe Domnul Iisus Hristos. Floarea aceasta atât de firavă, care puteai să o smulgi, puteai să o scuturi atât de ușor. Cine? Dumnezeu? El viața să fie supus morții. El puterea să fie așezată în chipul și viața mă întâmplar simplu. El, Domnul legământului, să fie circumscris. El, acela care este templul, să fie adus la templu. Câtă smerenie, câtă umilință, câtă coborâre a Domnului nostru Iisus Hristos. El înțelepciunea să fie învățat. El cuvântul să fie învățat, să gângurească, să vorbească. El care este cel care hrănește toate lucrurile, să fie hrănit. Ciudate flori. Ciudate flori ale Domnului Iisus Hristos. Dar în acestea se găsește înțelepciunea nespus de mare lui Dumnezeu. Modul în care El a găsit o cale să împace totul cu sine. Și roada aceasta este adusă de Domnul Iisus Hristos în răbdare. El a știut să se smerească, se facă ascultător până moarte și încă moarte de cruce, S-a desprecat pe sine. S-a desprecat pe sine și a răbdat. A răbdat pentru noi toți. Ca noi să fim. S-a făcut ca și noi. Ca noi să fim făcuți ca și El. Să devenim ca și El. Eu am fost adus să spune câteva lucruri Domnul Iisus Hristos de către magii care au venit de la țări. Acel aur care simbolizea împăratul puternic. Da, așa a fost floarea. Dar iată că roada este venită să fie alta.
Aurul, împărat puternic, tămâia, Dumnezeu cel milostiv, cel îndurător. Smirna, cel preot sfânt, acel mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Minunată naștere, minunată întrupare. Și cred că ne duce în mire modul în care Dumnezeu a conceput, a gândit și a făcut lucrarea aceasta extraordinară. El a fost acela care a fost plantat, vița plantată, plantată de însuși Dumnezeu. N-a fost element uman acolo. N-a fost acolo sămânța lui Iosif. Nu, nu. A fost plantat de Dumnezeu, Fecioara Maria. Apoi, vița aceasta a fost udată de ceruri. A fost curățată de iudei. Și cine rămâne altceva nou astăzi să facem decât să rămânem în această viță? Să rămânem în El, în Hristos și cu El în Dumnezeu. Și acolo ne vrea Dumnezeu, la starea aceasta de copii al lui Dumnezeu. Dacă nașterea Domnului Iisus Hristos a fost descrisă în felul acesta și o găsim pe paginile Sfintei Scripturii, Dumnezeu vrea mai mult. Vrea ca noi să ne asemănăm cu Domnul Iisus Hristos, după cum o oglindă poate să fie așezată în dreptul soarelui și să lumineze aceeași putere a soarelui într-o altă direcție. Așa ne cheamă Dumnezeu pe noi să strălucim plin de putere. Pentru că nu în noi este puterea, ci în El. Și El vrea să schimbe trupul stării noastre smerite, să-L facă asemenea lui Dumnezeu. Vrea să ne facă ca și El, neprihăniți, curați, sfinți. Nu mă refer aici la imagine, nu mă refer aici la riduri și la pereani. Mă refer la neprihănirea cerută de Dumnezeu. Dumnezeu vrea să împace și dreptatea, vrea să împace și mila și îndurarea Lui. Și asta o face prin Iisus Hristos. După cum Hristos a fost zămislit în Maria, de către Duhul Sfânt, tot așa și Hristos trebuie să fie zămislit în noi, prin Duhul Sfânt. Și aceasta are de a face cu nașterea din Dumnezeu, nu din oameni. Suntem născuți noi, suntem născuți de două ori. Copiii lui Dumnezeu sunt născuți de două ori. O dată natural și în al doilea rând spiritual, din Dumnezeu. Născuți nu din voia fiilor, nici din voia vreunui om, nici din sânge, ci din Dumnezeu. Să fii născut din Dumnezeu. Asta cere Dumnezeu de la noi și sămânța cuvântului lui Dumnezeu, dragi prieteni, lăsați-o în această dimineață să intre adânc în inima noastră, să intre adânc în inima lăuntrică, în pământul acesta, în pământ, căci din pământ suntem și pământ ne vom întoarce. Pământul acesta are nevoie de sămânța cuvântului lui Dumnezeu și apoi să încolțească principiile harului lui Dumnezeu și în felul acesta să se desăvârșească mântuirea în viața noastră. El spune, ne-a cuvânt, ne-a născut prin cuvântul Său. Găsim aceasta în Iacov, capitolul 1. Dragii mei, vântul suflă în cotorul ea. I-a auzit fuietul. Dar nu știi de unde vine și unde se duce. La fel este și cu Duhul lui Dumnezeu și modul în care El lucrează în inima oamenilor prin cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. După cum Domnul Iisus Hristos a fost sfințit în pântecele Mariei. Tot așa Dumnezeu vrea să ne sfințească pe fiecare dintre noi. Vrea să coboare cu sfințenia Lui. Și El, cerința Lui este, fiți sfinți! Căci eu sunt sfânt. Fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Și în Zaharia, capitolul 14, 20-21, vorbește despre acei zurgălei ai cailor și pe fiecare oală să fie scris Sfânt Domnului. Ai Domnului puși deoparte pentru cer, pentru împărăția lui Dumnezeu. Asta vrea Dumnezeu. În întruparea sa, Dumnezeu s-a pus deoparte. A fost sfințit. Dumnezeu ne cheamă și vrea să ne pună deoparte pentru El, pentru El, pentru gloria Lui și pentru împărăția și pentru lăgirea împărăției sale. Al treilea rând, Hristos, Fiul omului, este prin natura sa Fiul lui Dumnezeu. Sunt aceste două naturi în Domnul Iisus Hristos. 100% om și 100% Dumnezeu. Tot așa, sărmanii fii ai oamenilor trebuie să ajungă să fie fii ai Măresului și specialului Dumnezeu. Asta vrea Domnul de la noi, din viermii aceștia, că eu mă gândesc la mine, nu vreau să vorbesc despre dumneavoastră, vorbesc despre mine, un vierme ca și mine. Dumnezeu s-a îndurat și a avut milă de mine. Și prin întruparea Lui. Prin modul și prin imaginea aceasta a dublei naturii, a Domnului Iisus Hristos, vrea să aducă în noi Dumnezeirea și vrea să ne umple de El, de Domnul. În Galateni, capitolul 4, vreau numai decât să citesc versetele acestea, sunt extraordinare. Spune, dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege. De ce?
ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, sub condamnarea veșnică a păcatului. Pentru ca să căpătăm ce? Învierea. Acum ne vrea Dumnezeu. Vrea să fim fii ai Lui. Așa cum este Fiul Lui prea iubit, Domnul Iisus Hristos. Vrea să fim și noi fii prea iubiți ai Lui. Biserica întâilor născuți, care sunt scriși în ceruri. Asta vrea Domnul de la noi. Și apoi Hristos, ca Fiul Lui Dumnezeu, a fost în același timp și Fiul al omului. Și n-ar trebui să uităm lucrul acesta. N-ar trebui să uităm lucrul acesta că noi intrăm în prezența Lui Dumnezeu și cea mai mare maestate o găsim în Fiul Lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. Însă și mai cea mai mare umilință o găsim tot în El. Dumnezeu ne vrea să meriți ca și El. Ne vrea, deși suntem Fii al Lui Dumnezeu, oamenii privesc spre noi și de multe ori zic, a, voi vă mândriți că suntem deja al Domnului și voi suntem sfinți. Suntem sfințiți de Dumnezeu, nu suntem sfinți prin noi înșine. Suntem sfințiți de Celui care este Sfânt în vecii vecilor. Ne-a sfințit și pe noi. Să se mântăm lucrul acesta. Să fim smeriți înaintea Lui Dumnezeu și cum ar fi să fie un om mândru? Da? Ne uităm la Domnul Iisus Hristos, un Dumnezeu smerit și un om mândru. Ce disproporționalitate a fi în sensul acesta. Să vezi un prinț pe jos și un rob mergând pe lăb. Cam așa ar fi. Întotdeauna când privim la nașterea Domnului Iisus Hristos, la întruparea Lui, să lăsăm ca umilința să ne cuprindă inima. Să treacă smerenia aceasta și fiul acesta să treacă prin noi. Și apoi Domnul ne cheamă să învățăm de la El, căci El este plân și smerit cu inima. Și astfel veți găsi, spune El, odihnă pentru sufletele voastre. Haideți să ne smerim înainte Lui Dumnezeu. El este Domnul, El este Stăpânul, El este Cel mai măreț, cel mai extraordinar, care a coborât într-un chip umil, într-adevăr. Dar vrea să ne ducă la slavă, vrea să ne ducă în prezența Lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne cheamă la lucrul acesta. Întruparea Domnului Iisus Hristos deschide o ușă extraordinară spre ceruri, înspre împărăția Lui Dumnezeu, înspre locul preasfânt, înspre prezența Lui Dumnezeu, prin însăși trupul Lui, care s-a frânt pentru noi. A deschis acea poartă în trupul Lui, spune cuvântul Lui Dumnezeu în Evrei, capitolul 10. Perdeaua dinăuntru templului s-a rupt. Și trupul Lui a fost frânt. Pentru ca noi să avem intrare slobodă înaintea Lui Dumnezeu. Ni se permite, ni se dă harul acesta să fim ajutați în vreme de nevoie, la vreme de necaz, să avem la cine apela. Și mai mult, planul Lui Dumnezeu să fie dus la îndeplinire. De multe ori credem că numai noi, noi suntem în centrul atenției Lui Dumnezeu și în centrul cerului. În centrul este Dumnezeu. Și nimeni nu a luat lucrul Lui. Și slava Lui Dumnezeu este acolo. Și a Domnul vrea ca să-și scoată slava de răscumpărații Lui. Va vedea o sămânță de urmași și se va înviora. Va vedea roata muncii sufletului Său și se va înviora Domnul Iisus Hristos. El este acela care a venit în lumea noastră și a produs uimire. Și când ne uităm, vedem că dreptatea și mira se întâlnesc. Îndurarea Lui Dumnezeu coboară pe pământ. Dreptatea Lui Dumnezeu privește plin spre ceruri, înspre noi. Și ne întrebăm acum, când El, Dumnezeu a făcut cel mai minunat cadou omenirii, pe Domnul Iisus Hristos, spune cuvântul Lui, că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dăruit, a dat pe singurul Său Fiul. Ca oricine privește spre El, ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Mi s-a dăruit un așa măreț și prețios cadou. Dar, de spus de mare și scump al Lui Dumnezeu, prietene drag, frate și soră, cum stau față de darul acesta, măreța Lui Dumnezeu? Ne întrebăm poate de multe ori, ce să-i dăm Lui Dumnezeu? Putem să-i dăm noi ceva Lui Dumnezeu? Frate, soror, copii, putem să-i dăm ceva Lui Dumnezeu? Hai să văd copiii. Ce putem să-i dăm? Inima noastră, amin, să vii să fie Domnul. Ce mai putem să-i dăm? Ascultarea noastră, da? Timpul nostru. Putem să-i dăm Domnului. Și ar trebui să-i dăm și vedem la nașterea Domnului Iisus Hristos, Maria și Iosif. Îi dau planurile lor Lui Dumnezeu. Încredințează visurile lor Lui Dumnezeu. Ești gata astăzi să spun toate planurile la dispoziția Lui Dumnezeu? Poate ți-ai făcut un plan și mergi pe un drum greșit. Și Dumnezeu spune astăzi, dragul meu prieten, oprește-te din drumul tău.
Oprește-te pentru că mergi într-un drum greșit. Lasă planurile tale, că te vor duce toate la moarte. Acceptă planurile mele. Acceptă slava mea. Acceptă ceea ce eu am intenționat pentru tine. Domnul vrea să-i dăm. Ce să-i mai dăm? Să-i dăm puținul nostru. Să-i dăm ceea ce avem noi. Uitați-vă, la momentul acesta naște Domnul Iisus Hristos. Te uităm de acum de aici, din jos. Am privit de sus, de slavă lui Dumnezeu, lucrarea măreța lui Dumnezeu. Ne uităm de aici de jos. Ce putem să-i dăm noi? Dă-i puținul tău. Spune că în casă de poposire n-au găsit loc. Acolo părerile se împărțite. Unii zic că a fost într-un graj, într-un loc de poposire, într-un loc în care s-adunau păstorii. Nu știm cu exactitate, dar știm că în casă de poposire n-a fost loc. Și omul acela a zis, mergeți dincolo. Putea să spună, plecați că nu este, totul e ocupat, n-avem niciun loc. Puținul pe care l-am avut, l-a dat acestei familie. L-a pus deoparte. Ce dai cu noi? Că zici, n-am prea multe. Nu sunt prea bogat, nu sunt prea faimos, nu sunt prea măresc. Ce să dau Domnului? Dă ceea ce ai. Dă-te pe tine însuți. Dă-te, dă tot ce ai lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îți dă ce are El. Tot ce are El. Nu ce are El, tot ce are El. Spune că El ne-a făcut fii. Și cei ce sunt fii sunt și moștenitori împreună cu Dumnezeu. Știi ce înseamnă asta? Asta înseamnă că tot ce are Iisus Hristos avem și noi. Slăviți să fie Domnul. Nu sunt cuvinte gratuite, le găsim în Sfânta Scriptură. Cine este fiul este și moștenitor împreună cu El. Dă-i puținul tău și El îți va da mult. Tu îi dai cu lopățica ta, poate de aia de jucărie, cum să ia nisipul la copii. Dar El dă cu lopata Lui binecuvântată, plină de har și măreață. Ce să-i dai Domnului? Dă-i toată atenția ta. Dă-i toată ustenirea ta, toată sudoarea ta, dă-l Domnului. Și nu zic în mod irreverențios despre sudoare, ci mă refer aici la toată munca ta, la toată strădarea ta, dă-l Domnului. Închină-te Domnului cu tot ceea ce ai. Magii aceștia care au venit de răsărit și-au pus inima să cerceteze, să caute și să parcurgă distanța aceea, să ajungă să-L întâlnească pe cel care era previstit, Mesia. Cel care avea să răscumpere, să lumineze neamurile și le aducă la ascultare de El. Dă-i atenția, dă-i timpul tău, dă-i timpul tău. Unii vin și spun la 70-80 de ani, păi ce să mai dau eu Domnului? Că nu mai am ce. Dă-i ceea ce ai la vârsta aceea. Atâta ți-a mai rămas, dă Domnului atenția și timpul tău. Dar dacă poți, de tânără, din frage de copilărie, să-mi predai inima lui Dumnezeu, să predai viața lui Dumnezeu, să dai din timpul tău. Acum când se mai poate învăța psalmii, acum când se mai poate învăța Scriptura, când poți să-ți umpli mintea și inima până la refusul cuvântul și cântările lui Dumnezeu, dă-ți mintea ta lui Dumnezeu, dă timpul tău lui Dumnezeu, dă tot ce ai lui Dumnezeu. Ce să mai dăm Domnului? Că parcă nu mai avem ce să dăm și zicem, e prea costisitor să slujim pe Dumnezeu, nu-i așa? E prea mult să-i dăm Dumnezeu, Dumnezeu vrea totul. Dar vrea totul. Știți de ce? Pentru că a dat totul și pentru că v-a dat totul. V-a dat totul în veșnicie. Că a dat totul pentru noi. Ce să mai dăm Domnului? Dragii mei, poate suntem să preguntați acum la sărbătoare cu multe lucruri. Am văzut că oamenii în preajma aceasta sunt mai buni, încearcă să fie mai liniștiți, mai maleabili și încearcă să fie buni unii cu alții. Încearcă să dea deoparte, să acopere așa. Noi avem acasă, la un moment dat, acolo, într-un colț, multe, multe cutii. Și le-am adunat de la lucrarea copiii și le-am pus și foi și hârtii și jucării. Le-am pus toate acolo și la un moment dat am zis, ce să facem? Hai să le acoperim. Și am acoperit frumos coperdia. Dar ele tot acolo sunt. Ele toate, tot acolo rămân. Îngrijorările tale, tot acolo rămân. Dacă nu mă le acoperi de sărbătoare și îți iei așa un strai frumos, clipitor de sărbătoare, tot e bine, dar te întâlnești înapoi cu ele. De aceea dă Domnului și îngrijorările tale. De Domnul, temele tale, spune că Maria a păstrat toate lucrurile acestea din Maria și se gândea. Ce important este să lași gândurile tale să fie ale lui Hristos. Îngrijorările să le dai lui Hristos. Și Domnul este acela care poate să le poartă, să le ducă. În 1 Petru, e un verset care aș vrea să ne încurajeze la lucrul acesta. 1 Petru 5 cu 5 cu 5. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împotoviți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-mă, dar sub mâna tare lui Dumnezeu, pentru că la vremea potrivită, la vremea Lui, El să vă înalțe. Și aruncați a Lui, aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși. El însuși îngrijește de voi. Ce se dă Domnului? Hai să dăm și îngrijorările noastre. Hai să dăm și problemele noastre. Ce să mai dai Domnului? Dă și păcatele tale. Cercăm de multe ori cu păcatele noastre să mergem la oameni.
Încercăm păcatele noastre să le ispășim noi. Noi de noi să încercăm noi să plătim pentru ele. Pentru un fel sau altul, poate prin bani, poate prin fapte, poate prin alte și alte lucruri. Încercăm să le acoperim, să facem ceva cu păcatele noastre. Nu se pot șterge. Ele pot fi uitate și aruncate în mare vitării. De către Dumnezeu doar. El poate să șteargă păcatele. El poate să le ierte. De aceea, ce să faci cu păcatele tale? Vino astăzi și adu-le la Dumnezeu. Adu-le la Domnul Iisus Hristos. El este acela care a purtat păcatele noastre. Pedeapsa care ne dă pacea. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste Domnul Iisus Hristos, peste El. Cel care a coborât la ființă. S-a întrupat în lumea aceasta și a purtat păcatele noastre. El a putut să poarte păcatele noastre. El cel care era sfânt, nevinovat, drept, să-și dea sângele. Nici un înger nu putea să moară pentru moară. Îngerii n-au sânge. Nu spune în Scriptură, îngerii să aibă sânge. Viața El și-a dat Domnul Iisus Hristos. Sângele Lui a curs pentru noi. De aceea Hristos s-a întrupat, a trebuit să se întrupeze. Și să moară pentru noi. Și acum a spus Daniel, Dani, David, ce să-i dăm Domnului? Fiule, spune Dumnezeu, dă-mi inima ta. Inima aceasta care e bolnavă. Inima aceasta care are nevoie de remediere. Domnul face un implant. Domnul face un transplant. Domnul schimbă, transformă, toate lucrurile se înnoiesc prin puterea Duhului lui Dumnezeu. De aceea Domnul zice, dă-mi inima ta, dă-mi viața ta. Și am putea zice, ce târg e acesta? În avantajul cui până la urmă? Ne gândim că Domnul ne cere prea multe. Vrea prea multe la noi, vrea costisitor să slujim pe Dumnezeu. Dar vreau să vă mai gândiți încă o dată. Ce dăm Domnului? Putea să dăm visurile noastre, planurile noastre care au cumit să duc înspre eșec? Că multe gânduri, multe căi pot părea un om, dar toate duc la moarte. Se dăm puținul pe care îl avem, care tot de la Dumnezeu îl avem, orice avem. Se dăm atenția, timpul, îngrijorările noastre, păcatele noastre, inima noastră. Și El să ne dea în schimb viața veșnică. El să ne dea în schimb statutul acesta de copii al lui Dumnezeu. Le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Prin întruparea Domnului Iisus Hristos. Prin ceea ce a urmit cerurile și pământul. Prin Iisus Hristos Domnul, astăzi vrea să dea iertare, astăzi vrea să dea eliberare. Și astăzi, o zi de sărbătoare, o zi în care ne aducem aminte și rememorăm întruparea Domnului Iisus Hristos, să ne gândim în modul cel mai serios. Ce am eu a face cu întruparea Domnului Iisus Hristos? Este cu adevărat întruparea aceasta eficientă în viața mea? Are întruparea aceasta un efect binecuvântat de Dumnezeu în viața mea? Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Să ne dea înțelepciunea aceasta ca uimirea care se stârnește astăzi în inima noastră față de întruparea și planul măreță lui Dumnezeu. El aduce în lume să ne ducă la credință și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Amin.